Petru Bilț, un bătrân de 75 de ani din satul Vima Mare, a decis împreună cu copiii lui să exploateze într-un mod mai neobișnuit bucata de pământ pe care o dețin. Astfel s-au orientat spre helicicultură. Mai pe românește, au înființat o fermă de melci. La intrarea în județul Maramureș, dinspre comuna Eleanda, se întinde satul Vima Mare. Aici, în urmă cu 3 ani, Petru Bilț a înființat o crescătorie de melci accesând fonduri europene. De unde v-a venit ideea să aplicați pentru un astfel de proiect? Contact o firmă de la Arad. Așa, și ce? Aia le-a pus în timp. S-a uitat pe ceva ziare și apoi m-a avut contract cu ei, dar nu s-a ținut de cuvânt. Și apoi ce s-a întâmplat? A rămas pe cont propriu apoi. Și ați aplicat pentru un proiect european? Prin proiectul, da, Sapard. Așa. S-a făcut. Și cât a costat investiția? Nu știu. Investiția pentru astfel de afacere se ridică la o valoare de peste 6.000 de euro și într-un an bun se pot obține și 2 tone de melci în funcție de suprafața fermei. Și se câștigă bine din afacerea aceasta? Din tot am s-o câștigat, dar nu este unei vinde. Asta e baiul. Atunci eu dus la anul, eu dus la Alba Iulia, acolo este, ați auzit? Eu dus la Alba Iulia la... Și nu au diune să-i predeie, basmă. Diferența între melcii crescuți într-un astfel de mediu și cei culeși din natură este legată în principal de dimensiune și igienă. Astfel, melcii crescuți într-un mediu controlat au o dimensiune omogenă, iar calitatea produsului este garantată, spre deosebire de cei culeși din natură care pot consuma ierburi amare sau chiar otrăvitoare, iar acest lucru dăunează gustului. Primul an de activitate al fermei a fost considerat de crescători ca fiind unul bun, iar de atunci producția a scăzut pe motiv că a lipsit puietul și că au fost afectați și ei de criza financiară. De vreo 3 ani, cred că. 2 ani a mers bine, după care în 2009 mai rău. Nu a mers mai bine, după aia a mers slab. Deci din bine în mai rău cumva. Început și aici criza asta o ajuns aici, dacă nu vinde marfa, nu-i ăsta. Și ce aveți de gând să faceți cu fermă de aici înainte? Nu știu, să bine manul ăsta cum am că s-a găsit puiet, să aducă mea în continuare. Melcii în perioada de iarnă sunt adăpostiți în beciuri sau se ascund în pământ pentru a supraviețui.